Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv invitației noastre și așa cum v-am promis la ultima ședință, i-am invitat alături de noi pentru a avea un dialog constructiv cu reprezentanții companiei județene Apaserv, să cunoască problemele fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt convins că mare parte dintre probleme sunt cunoscute, să ne ofere și câteva informații legate de activitatea companiei județene Apaserv și să căutăm împreună soluții pentru îmbunătățirea colaborării și cooperării între dumneavoastră, Asociațiile de Proprietari, Primăria Municipiului Roman și compania județeană Apaserv. Se află prezent domnul director general al companiei județene, domnul Vlad Angheluță, împreună cu colegii domnii sale din comitetul director al companiei, astfel încât punctual, în funcție de problematica pe care o aveți dumneavoastră, să ne poată oferi răspunsurile la întrebările dumneavoastră și, bineînțeles, să căutăm cadrul pentru o colaborare și o relaționare cât mai bună în ceea ce privește activitatea de pe raza municipiului Roman. În cele ce urmează, am să-l rog pe domnul director să facă o scurtă prezentare pe de o parte a companiei și a planurilor de viitor în ceea ce privește municipiul Roman, câteva din informațiile și noutățile în ceea ce privește serviciul de alimentare cu apă potabilă și serviciul de canalizare de pe raza municipiului Roman, urmând ca ulterior să intrăm la discuții punctuale cu fiecare dintre dumneavoastră, astfel încât să obțineți informațiile pe care le doriți. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc pentru invitație. Sunt surprins de numărul mare de oameni care se află astăzi în această sală și îmi pare bine că am reușit împreună cu colegii mei să ne mobilizăm astăzi, să avem această întâlnire. Din partea companiei județene Apaserv, sunt eu, Vlad Angheluță, director general. Vreau să vă prezint și echipa care o am lângă mine astăzi, că este important. Încep cu șeful de zonă operațională, domnul Bogdan Burcudel, care este un om de-al locului Romașcan. Doamna Solomon pe partea de compartiment juridic, doamna Radu pe partea de compartiment comercial, doamna Radu pe partea de relații clienți și reprezentantul zonal, pe care de asemenea îl cunoașteți cu siguranță, interacționați des. Compania județeană Apaserv, ca operator regional, există în primul și în primul rând datorită unui acord de voință a tuturor localităților din județ. Lucrul acesta s-a întâmplat odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană și obligațiile pe care România și le-a asumat atunci când am aderat. Există două reglementări foarte importante în Comunitatea Europeană, se numesc directivele de apă și apă uzată. Sunt două acte normative foarte scump de implementat și intenția tuturor în acest demers de a le implementa este de a asigura, în primul și primul rând, accesul tuturor locuitorilor României la apă și la canalizare. Este primul pas în a stabili un nou standard european în gradul în care și în modul în care ne trăim zi de zi viața. Pornind de la această constrângere, așa a apărut operatorul regional. O să fac o scurtă poveste, nu o să vă țin foarte mult. Din 2009 s-a semnat un contract de delegare al gestiunii tuturor bunurilor mijloace fixe, care înseamnă rețea de apă canal din toate localitățile județului Neamț, iar toate localitățile județului Neamț, într-un contract de delegare, au constituit acest operator regional, care era la momentul respectiv singurul instrument în atragerea fondurilor structurale. Menționez că de fiecare dată când se punea problema de investiții la nivel local până la nivelul anului 2009, aceste companii erau fragmentate și aparțineau fiecărui consiliu în parte. În special vorbim de orașe și municipii, pentru că la sate lucrurile, curățele s-au dezvoltat ulterior pe fonduri europene. Niciun oraș, niciun municipiu din județul Neamț și din țară nu avea capacitatea financiară să cofinanțeze, să susțină aceste investiții. De asta, formula găsită împreună cu Comunitatea Europeană a fost de a
face posibilă apariția acestor operatori regionali județe care să poată, prin unirea tuturor localităților, să asigure condițiile de implementare a acestor fonduri europene, foarte importante pentru conformarea la ce v-am spus mai înainte, directivele pentru apă și apă uzată. Suntem în 2019, lucrurile au evoluat. Din fericire pentru județul Neamț, în urma unor situații mai mult sau mai puțin fericite, am reușit să închidem un program foarte important pentru județ, vorbim de programul operațional sectorial mediu, un program care a absorbit foarte mulți bani europeni în județul Neamț, vorbim de peste 80 de milioane de euro, care a avut impact și investiții și în municipiul Roman. Investițiile pe postul de mediu totalizate sunt în jur de 83 de milioane de lei. Asta înseamnă o cotă semnificativă din total proiect pe județul Neamț. Spun asta pentru că în urma acestor investiții foarte mulți dintre dumneavoastră ați văzut pe străzile pe care stați sau, în funcție de specificul străzii și de fiecare dintre dumneavoastră care unde vă aflați, că lucrurile s-au mai îmbunătățit. Au fost foarte mult disconfort, o investiție în apă, canal presupune săpătură, presupune spargerea strat asfaltic și știți foarte bine că nu de fiecare dată constructorii sau andrenajul contractual finalizează lucrările așa cum ne dorim de fiecare dată. Dar este important că s-au făcut și s-au finalizat aceste investiții. Dacă este să punctez cel mai important lucru care s-a întâmplat pentru orașul, municipiul Roman, consider că o realizare bună este faptul că la ora actuală municipiul Roman are cea mai modernă stație de epurare din județul Neamț pentru conformarea pe directiva cu apă uzată. Un lucru benefic și un lucru de care locuitorii orașului, municipiului se vor bucura peste 30 de ani de acum încolo, în condițiile în care asigurăm bugetul cu mentenanță și reușim să ne permitem costurile de operare care, în funcție de echipamente și de materiale, variază și în funcție de gradul de conectare, de câți clienți avem, de acolo împărțim și costurile. Pentru viitor, eu împreună cu domnul primar, eu sunt director general al companiei din octombrie 2017. Unul din primele drumuri pe care am făcut le-am făcut inclusiv la municipiul Roman și am avut de fiecare dată când vin în zonă discuții cu domnul primar. Consider că am găsit calea dialogului încă de la început. Eu cu domnul primar mă cunosc și dinainte pentru că înainte am mai exercitat niște funcții administrative și am interacționat foarte bine, avem experiențe plăcute împreună și consider că suntem oameni ai dialogului și ai construcției. Planuri sunt. Niciodată municipiul Roman nu a dispărut de pe programul de investiții al companiei județene Apaserv. Da. Dar compania județeană Apaserv are și niște restricții vis-a-vis de modul în care cheltuie acest bani pentru investiții și dezvoltare, pentru că Apaserv, la momentul de față în județul Neamț, suportă toate costurile cofinanțării acestor proiecte europene. Și este un lucru important cu mare impact în potențialul financiar al companiei. Mai mult, urmează următoarea perioadă de programare care va derula de asemenea investiții pe fonduri europene prin programul operațional infrastructură mare. Studiul de fezabilitate finală este înaintat la autoritatea de management. Nu vreau să vă trec în revistă foarte multe obiective detaliate vis-a-vis de municipiul Roman, dar este prognozat ca unul din cele mai mari contracte de lucrări, apropo de absorpția, pe următoarea perioadă de finanțare, să fie pentru municipiul Roman în valoare de 16.700.000 de euro. Și cred că, odată cu aprobarea acestui studiu de fezabilitate final, care sper să aibă loc undeva după jumătatea anului 2019, spre luna octombrie, să putem vorbi de o nouă etapă de implementare și de finalizarea multora din problemele care încă trenează în municipiu. Valabil în tot județul, dar având în vedere că suntem la Roma, vorbim strict de municipiul Roman și de problemele dumneavoastră. Am făcut o scurtă introducere la ce am făcut, cum ne-am născut, cum am investit, poate mi-au scăpat multe, nici nu vreau să vă rețin. Scopul vizitei este să avem un dialog interactiv și noi suntem aici ca să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră. Acolo unde nu putem avea un răspuns pe loc, eu mă angajez ca în cel mai scurt timp să-l primiți în forma pe care vă doriți. Știți foarte bine că avem și program de audiențe, oameni de la Roman de aici, de pe zonă, vă sunt aproape.
Dar pentru că suntem astăzi aici, cu siguranță vom avea pe tapet și probleme punctuale pe care vă rog să le spuneți dumneavoastră, pentru că trebuie de la dumneavoastră să vină. Vă mulțumesc. Numai o secundă, vreau eu să mai fac o completare. Poate chiar dacă investițiile care s-au făcut la municipiul Roman nu se regăsesc în imediată dumneavoastră proximitate, nu înseamnă că ele nu există, și la fel și cele pe POIM, pe viitorul proiect finanțare europeană, la fel vizează sursa de alimentare cu apă, ceea ce e foarte important ca Romanul să aibă asigurată alimentarea cu apă prin sursa de apă, stațiile de tratare, conductele de aducțiune, stațiile de pompare, rețeaua de distribuție, rezervoare, dotări, stații de epurare și așa mai departe. Practic, inclusiv au fost câteva investiții la nivelul blocurilor turn de pe rata municipiului Roman, unde au fost schimbate hidrofoarele. Știu că urmează și în continuare să mai avem, cred că la 2 măgari de schimbat bogând, da? Mai avem de schimbat și acolo hidrofoarele. Practic, se încearcă să fac efortul în funcție de bugetul pe care compania l-are la dispoziție să rezolvăm problemele punctuale pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ceea ce mă bucură însă cel mai mult și e o dovadă a deschiderii noii conduceri, este prezența astăzi în fața dumneavoastră, tocmai pentru a încerca să îmbunătățim lucrurile și comunicarea dintre dumneavoastră, Asociațiile de Proprietari și Compania Județeană Apaserv. Și acum, în funcție și de problemele pe care dumneavoastră le veți ridica, o analiză pe care o vor face și cei din conducerea Companiei Județene Apaserv, să încercăm să găsim soluții pentru acel dispecerat care să funcționeze la Roman și pentru echipa de intervenție care să fie mult mai dinamică în a oferi răspunsurile pe care o să vedeți și dumneavoastră reprezentanții asociațiilor de proprietari le au. Sunt în asentimentul domnului director, în sensul în care îmi doresc să fie un dialog, să existe o activitate interactivă. Așadar, am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, în funcție de problemele pe care le aveți, să le ridicați companiei județene. Dacă vor putea să ne dea răspunsul pe loc, să ne dea răspunsul pe loc. Cu rugămintea, dacă sunt probleme oarecum comune, să nu le mai ridicăm niciodată, încă o dată, pentru a fi și operativi. Așadar, dintre dumneavoastră, dacă sunt persoane care doresc să ia, am să rog colegii mei să dea un microfon și în sală, astfel încât să ne putem auzi. Imediat va aduce colegul meu un telefon, un microfon. Mihai, poți să-l iei și pe ăsta, ca să aveți două în sală. Și răspundem la asta. Da, rugămintea să măcar ce asociații reprezentați, astfel încât cei din compania județeană să poată. Deci, mă numesc Mitrescu, sunt președintele Asociației Mărunoște. Avem două probleme pe care nu am reușit să le rezolvăm cu compania dumneavoastră Apaserv. Una este canalizarea de pe Mihai Mescu, unde întâmpinăm dificultăți în special cu blocul 8 Scarabe. Mizeria de mersuri la subsolul blocului, astfel scăzând rezistența blocului și fiind un focar de infecții. În acest sens, din 2015, mă lupt cu adrese, reveniri la adrese și nu se face decât să se schimbe data și anul. Și răspunsul este același. Se va pune în discuție și puncte de buget. Și a doua problemă este cu hidrantul de la blocul 46 Bulevardul Republicii, unde erau conectate niște societăți. Împreună cu echipa locală s-au debranșat societățile, după care o lună a fost ok, a apărut zero de factură. Prima dată a apărut după aia 2 metri și după 192 de metri. În ideea că nimeni nu era conectat pe hidrant. În acest sens, compania Apaserv s-a acționat în judecată și așteptăm să se rezolve pe cale legală. Mulțumesc. Vă rog să fiți un pic mai explicite la situația cu hidrantul, pentru că asta e o problemă pe care nu
Deci, situația acolo este felul următor. Sunt patru scări care sunt colegate toate, erau pe alea patru scări și societățile de la parterul blocului fiind legate împreună pe acel acum un metru și pe hidrant, erau câteva societăți. Încăminte brașament, niște copii se pot raporta la un hidrant. Deci așa erau. Domnul Bob, știe, domnul director zona. Nu era regulă, pentru că este un hidrant și nu trebuie să aibă consum pe el, dar așa erau legate, așa l-am găsit eu. Sesizarea, am înțeles că este la comercial. Când ați inițiat acțiunea în instanță? 2018, nu? Ce lună? Nu mai rețineți. Știți dacă s-a dat o termen la judecată? Deci s-a trimis adresă de către avocată la compania noastră, la Piatra. Răspunsul n-a venit și vă rog să ne dați urmă de dosar și cu siguranță, la începând de mâine, o să vă dăm niște răspunsuri concrete. Noi am vrea rezolvare, nu răspunsuri, tot am primit nefavorabil. Răspuns, cu siguranță veți avea și un angajament din partea companiei. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cine mai e? Uite aici. Dar scrie imediat, bine și bine. Domnule director, domnule primar și onorați juriști, cum să zic. Nu, suntem doar o echipă de colegi care încercăm să facem ceva pentru compania asta. Eu sunt președinte la Asociația 13 și ca să nu... să iau o întrebare din partea cuiva dacă am datorii, n-am nicio fel de datorii la nimeni mai ales la mapăr. Doamna Tamaș mi-e martor aici. Însă avem o... Să vorbesc la singular. Am o problemă care eu nu o las în pace sub nicio formă. Este a doua oară sau a treia oară, dacă rețin bine. Am făcut adresă la Apaserv, care răspunde de asemenea lucrări. Ce se întâmplă? Blocul este dat în folosință în 79, dacă rețin bine, și în Prodoia s-a construit. De atunci nu trebuie să umbla nici prin cămine, nici la branșamente, nici la nimic, decât atunci când s-a întâmplat o avarie sau ferească Dumnezeu. Și am făcut ultima adresă acum, a doua, nu are importanță. Ce aș vrea, și nu este imposibil, dacă avem o avarie la o scară care face parte dintr-un număr de trei scări pe același branșament, trebuie oprită apa la toată lumea. Este un lucru care nu este admis și este de 30 și câți ani ori mai fi acolo. Și deci mă refer la ultima adresă care am făcut-o. Robineții aia, vanile de separație, de închidere, cum să le spun, se învăr până mâine noapte. Și nu închide, nici nu deschide. Nu știu cum e de făcut. Mulțumesc pentru întrebare. Dacă vine de la Asociația 13, să vedem că poate fi un răspuns cu noroc. Da, eu am dat hârtia, am făcut toate demersurile, dar n-a venit nimeni să spună, ia să vedem, domnule, unde e măcar? Și am specificat scara A și B, unde nu se poate. Noi am tras scara, noi am tras apă, separat, cu bypass, cu proiectul, cu tot ce trebuie. Știu că există proiecte. Care, săraci, există proiecte de succes pentru contorizarea individuală și vă felicit pe calea asta, atât pe convenții cât și pe contracte individuale. Sunteți un model de bune practici la Roman, mai avem în Piatra Neamț. Vis-a-vis de tot ce înseamnă stare tehnică a sistemului, să știți că ne confruntăm zi de zi cu provocări care mai de care mai diverse. Nu vorbim doar de vanele care se, și robineții care se duc din contoarele de tranșament către scările de bloc. Vorbim și de sistemele mari, aducțiuni. Deci toate astea reprezintă o provocare continuă pentru compania județeană. Nu mai provocăm, că la noi este schimbat totul pe PHD și pe PPR. Vă felicit pentru că este foarte important să vă menționez că acolo unde aveți rețea interioară de la contorul de branșament, știți foarte bine că asociații de proprietari aveți obligația să le întrețineți, așa cum și noi, operatori, avem până la contor obligația de a le întreține și de a vă furniza serviciu în condițiile de calitate legală. E important pentru că de multe ori la Apaserv vin problemele ale asociațiilor, care de fapt sunt ale asociațiilor, nu le poate rezolva nimeni din compania județeană. Pentru că
că sunt rețele interioare. Problema pe care ați ridicat-o, o notăm și vă răspundem în cel mai scurt timp posibil. Mă asociez și eu cu doamna, vreau o rezolvare. Sub o secundă. Eu nu pot să fiu un om care știe tot din companie. Atunci când colegele mele simt nevoia să facă observații, vă rog să o faceți. În cadrul Asociației 12B, problema este într-adevăr pe partea de rețea interioară. Ne-am discutat cu colegii care gestionează partea operațională pe zona aer și rugămintea noastră și răspunsul pe care vi l-am transmis, dar probabil nu l-ați primit încă, e că în momentul în care dumneavoastră veți achiziționa robinet pe partea de rețea interioară, punctual ne anunțați ca să putem interveni și noi, astfel încât și dumneavoastră să faceți modificări pe rețea interioară și să nu mai manevrați partea de robinet de concesie de pe rețeaua publică. Pentru că, într-adevăr, la închideri deschideri pot să apară probleme. Acolo a fost umplat, da, ce-am spus, da. Foarte mulți, să nu nominalizez, și au tras oamenii apă separat pe cheltuiala lor. Este foarte adevărat că nu toată lumea precum de aici, nu au atâția bani. Vă costa săracul 1800, nu știu cât. Nu vreau să comentez. Dar ceilalți care nu au, sunt de convins foarte greu. Și nu vreau să mă laud, am început cu scara mea 9 ani în urmă și le-am făcut gratuit. Tot nu era bun. Dar sunt oameni care, în general, nu prea au bani. Scuzați că vă întrerup, dar e important să vă preiau un pic din idee. Există cadrul legislativ nou. Știți foarte bine că s-au schimbat condițiile în care funcționează asociațiile de proprietari și aveți posibilitatea încheierii acelor convenții individuale. Eu vreau să vi le pun în vedere, pentru că sunt foarte utile, dar necesită acordul tuturor. Cu cât acele cheltuieli sunt împărțite la toți, că știți foarte bine că trebuie semnătura tuturor, lucrurile sunt mult mai ieftine. Faceți comparație cu orice imobil, casă vorbesc, și vedeți că investiția de a avea contorizare individuală este mult mai mică în cazul care toți locatarii își dau acord, dar sunt condiționați de lege să o facă în unanimitate. Da? Nu putem compara situațiile de la casă cu cele de la condominii. Din punctul meu de vedere, sunteți favorizați pentru că sunteți concentrați pe suprafață mai mică, mai mulți locatari și ați putea împărți aceste costuri. Dacă dumneavoastră asociația ați făcut-o, cum ați spus, ați simțit pe pielea dumneavoastră că este mult mai bine așa. Da, dar ne simțim mai bine. Este de punct de vedere al calității apei, că am vreo doi acolo, nu vreau să spun cum sunt, numai de acum urmezișul. Pe cine aștepți? Dar cine avem apă, cine trebuie? Și acum avem apă, cine trebuie? Țaua veche din 30 ceva de ani, vă imaginează că e... Asta spuneam și de partea de mentenanță, care e foarte important să o faceți dumneavoastră. Așa cum și eu acasă, la mine o fac eu dacă sunt locuitor la casă. Bine, suntem mai mulți, este foarte adevărat și aș mai avea o problemă în ceea ce spune pentru domnul primar. Dacă pot să repar niște scări la blocul ăla, blocul nou, El e proprietatea dumneavoastră, în cadrul asociației de proprietari, orice reparație care se face fără a aduce modificări structurii inițiale, e chiar obligația dumneavoastră. Aș veni cu o idee, domnul, vă rog, dacă e posibil. N-am să nominalizez, dar locul 12 actual, a fost un nou de s-au reparat scările oamenii de la primărie. N-am întrebat cine de unde, care, dar însă noi plătim. Unde au fost probleme deosebite și cu riscuri deosebite, e drept că am intervenit. Inclusiv valei pe lângă bloc, am mai turnat asfalt, o să mai facem. Dar în funcție și de posibilitățile noastre. Nu zic că vă întoarcem cu totul spatele. Eu vin cu oferta pentru că avem și fond de reparații care folosim exact pentru a face ceva. Dacă trece cineva și se uită din stradă, nu trebuie să ducă aproape, pur și simplu bagi mâna sau printre scară, iar fundația respectivă este din pământ. Da. Și să stea acolo pe scară. Dacă aveți fond de reparații... Plătim, nu găsesc firmă, că după la măruțișul de astea din două parale. Nu vin, dacă vin de primăria, nu trebuie. Da. Vă caut eu pe cineva. Nu, primăria domnului mai e mai sudat. 5 firme mi s-o oferi și mi-a cerut bani din nou, nu încăput, și am zis, mă, las pe lucrurile, lăsați mă. Faceți-mi o solicitare scrisă în mod explicit și eu vă rezolv problema. Mulțumesc foarte mult. Domnul Pic Mihai, la doamna... Mai țineți-l un pic dumneavoastră, stați că e doamna s-a înscris și după aia dați-i microfonul domnului ca să urmeze după. Și doamna primară. În același timp însă, până mai e la probleme, aș vrea, domnule director, să reluăm, înțeleg, pe anul ăsta oricum bugetul e creonat, nu mai luăm în discuție, dar aș vrea să reluăm în discuție pentru anul viitor,
să începem să reluăm lucrările la sectorizarea municipiului Roman. Știu că am avut o perioadă în care s-a lucrat, o parte din vane au fost schimbate, dar ne-am oprit. Poate reușim să facem o gândire astfel încât începând de anul viitor să reluăm lucrările și într-un rând cât de cât mai susținut, să reușim să creăm și această sectorizare, astfel încât în momentul în care apar avarii în anumite zone ale orașului, să nu privăm tot orașul de apă. Vis-a-vis de solicitarea dumneavoastră, să știți că acest lucru îl facem atât cât putem din fonduri proprii, schimbând ce se poate schimba în planul de investiții curent. Este prin și anul ăsta, dar în măsură mai puțin îndestulătoare, dar pe programul operațional infrastructură mare este prinsă toată rețeaua de distribuție. Aici vorbesc de tot ce înseamnă monitorizare, control, rețea vane, sectorizare vane, cerea presiunii. Sunt prinse aproximativ 50 de cămine, valoare aproximativă de 700.000 de euro. Vorbim de o investiție substanțială, o investiție de care Romanul până acum nu a beneficiat. Romanul nu a fost construit, rețeaua Romanul nu a fost construită așa. Dacă în alte localități s-au mai făcut sectorizări, cum au fost concepute în anii 70, când s-au construit și orașele, aici la Roma, din păcate, gândirea nu a fost așa și de multe ori, pentru o simplă avarie, trebuie să închidem sau să fim în pericol de a nu putea furniza apă tot orașul. Știu foarte bine că această amenințare trenează atât asupra domnului primar, la dumneavoastră, în primul rând, că sunteți consumatorii noștri, dar trebuie să ținem cont și de faptul că aceste rețele, ca să fie sectorizate, necesită investiții substanțiale. Dacă ar fi după mine, nu aș veni niciodată cu vestea proastă că am o avarie și trebuie să închid apa în tot orașul. Este lucru pe care îl doresc cel mai puțin ca director general al companiei. Dar, din păcate, în anumite zone cu specific, cum este și, din păcate, și municipiul Roman, lucrurile astea se mai întâmplă. Aici, să știți că, așa buni răi cum îi aveți, oamenii de pe zona Roman au mai învățat să lucreze și în presiune și de multe ori fac față cu priul unor avare fără să fi nevoit să mai închidă și apa în oraș. Mulțumesc!